Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este luni și vrem să ieșim puțin la plimbare și m-am hotărât să fac un vlog. Și da, o să mergeți cu noi în locurile mele favorite din orașul Sydney, să vă arăt așa cam ce-mi place mie. Vorbim mai târziu. Și am reușit să ieșim și noi pe ușă, cu chiu, cu vai. Da, foarte greu, nene, foarte greu. Aseară îmi propusesem să mergem, să plecăm pe la 10, 10 jumate cel târziu, să ieșim pe ușă. Și nu am reușit, pentru că aseară soțul meu, Răzvi, s-a hotărât și a luat-o pe cea mică cu el în pat și... Haide, mami! Și am reușit și eu aseară să dorm așa, aproape toată noaptea, iar de dimineață... De dimineață am dormit până la 8:30 și eu vreau pe la 8 să mă trezesc și n-am reușit. Și fata cea mare a dormit până mai târziu. Și greu să mă mobilizez, să termin tot ce am de făcut și să ieșim pe ușă cum îmi propusesem. Greu, nene, greu. Foarte greu. Multe de făcut. Dar am reușit. Este 11 dimineața, dar e ok, avem la dispoziție toată ziua să ne plimbăm, să ne simțim bine, să ne relaxăm prin oraș. Și da, cum v-am spus, vreau să vă arăt câteva locuri care îmi plac foarte mult mie la orașul Sydney, mai ales cât am locuit în oraș, am mers foarte des în locurile alea. Și da, o să mergeți cu mine și o să vedeți câteva locuri drăguțe. Și sper să avem o zi frumoasă împreună.
Și noi suntem în grădina botanică acum. Ne plimbăm puțin pe aici să vedem plante, flori. Și după aia coborâm spre Opera House și spre spre pod.
uite și la Opera House, unul dintre locurile mele preferate. Sper că vă place locul meu de până acum și e fata mea pe acolo. Da, vorbim mai târziu puțin. Acesta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut și până la un nou vlog. Vă pup și să ne revedem cu bine. Pa, pa!